Polițiștii rutieri au făcut controle în weekend pe DN1C Baia Mare Sein, satul lung, DN18 Tăuții de Sus, DJ108 A Buzești și DN18 Vișeu de Sus Moisei. Pentru neregulile constatate au fost aplicate aproape 100 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor a fost de aproximativ 78.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 19 permise de conducere atât pentru viteză excesivă, cât și pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare. Polițiștii atrag atenția că, în ciuda statisticilor evidente, care reflectă un număr mare de accidente rutiere, tot mai mulți șoferi încalcă limitele legale de viteză.